Bună, iată o nouă problemă pe care ți-o propun. Aflați două numere naturale, a căror sumă este 372, știind că primul este cu 60 mai mic decât o treime din al doilea. Vom um, nota numerele cu A și B și vom um, scrie ecuațiile conform enunțului. Suma lor este de 372, deci a plus b egal 372. Mai departe ni se spune că primul este cu 60 mai mic decât o treime din al doilea, așa că primul fiind a, vom scrie și noi a egal cu o treime din al doilea, ceea ce înseamnă b împărțit la 3, minus 60 cu 60 mai mic. Am obținut cele două ecuații și vom înlocui din una în cealaltă. Putem să scriem pe A ca uh, o singură fracție cu numitor comun amplificând pe 60 cu 3. Vom obține A egal B minus 180 supra 3. Uh, în acest uh, mod putem aplica. La această etapă putem aplica produsul mezilor egal produsul extremilor, ceea ce înseamnă că mulțim pe diagonală și vom avea 3a egal b minus 180, de unde înseamnă că b egal 3a plus 180. Și îl vom înlocui în prima ecuație. Puteam, bineînțeles, să înlocuim și pe a și uh, făceam amplificarea în, uh, în suma numerelor, uh, eliminând numitorul. Bun. Deci l-am obținut pe B în funcție de A și vom înlocui în prima ecuație suma numerelor este 372. Deci A plus 3A plus 180 egal 372. 4A egal 372 minus 180, deci 4A este 192. A egal cu 192 împărțit la 4, deci A egal 48. Vom obține și pe B, fie înlocuind valoarea lui a în ecuația 3 a, b egal 3a plus 180, fie prin scăderea uh, numărului a din suma lor. Uh, am ales să înlocuiesc b egal 3 mulțit cu 48 plus 180, egal 144 plus 180, care înseamnă 324. Astfel am determinat numerele și am rezolvat problema. Atât a fost pentru acest video, dacă ți-a plăcut și ți-a fost util, apreciază-ne cu un like. Te așteptăm în comentarii să ne spui ce anume vrei să rezolvăm împreună. Ne vedem data viitoare cu o nouă propunere. Pa pa.